Athletic Drobeta trăiește cu emoții sezonul de Liga a doua. Poziționat în zona nisipurilor mișcătoare, fotbalistele pregătite de Daniel Ispas au pierdut un duel important din zona retrogradării. La finalul săptămânii trecute, pe stadionul Severnav, Dream Team București a cucerit toate punctele de la malul Dunării și a urcat pe locul 7. Grație acestui rezultat, bucureștencele s-au distanțat la 3 lungimi de Athletic Drobeta, care a rămas pe locul 7, primul deasupra liniei retrogradării. Etapa viitoare, în weekendul de după sărbătorile pascale, este programat un joc crucial care poate clarifica în mare măsură prima echipă care va retrograda. Athletic Drobeta este obligată să câștige în deplasare la United Bihor, o formație care nu a obținut nici măcar un punct în actuala stagiune și este lanterna roșie a seriei.